Suma încasată se ridică la 15.000 de lei. Autoritățile recunosc că întâmpină probleme în achitarea taxelor prin sistemul electronic de plăți. Din acest motiv, activitatea angajaților devine foarte încărcată și volumul de muncă se dublează. În acest an am înregistrat 75 de plăți online, atât prin sistemul SNAP, cât și prin sistemul propriu e-tax, suma încasată fiind de 15.000 de lei. Sunt probleme în ceea ce privește această modalitate de plată. Nu toți cetățenii solicită plata prin sistemul nostru electronic de plăți. Cât privește recuperarea sumelor restante, reprezentanții Direcției de Taxe și Impozite Locale susțin că încă mai sunt de recuperat datorii foarte mari. Cele mai mari restanțe le înregistrează șoferii care, după ce încasează amenzile de circulație, nu ajung să le achite. Doar 30% din amenzile aplicate au fost recuperate de către autorități. Totuși, pentru a veni în sprijinul contribuabililor, reprezentanții Direcției de Taxe și Impozite au hotărât ca târgujienii care își plătesc datoriile până la data de 31 decembrie să nu plătească majorările de întârziere. Deci dacă efectuează plata până la 31 decembrie a acestor restanțe, vor beneficia de anulare de majorări de întârziere. Rugămintea este ca toți cetățenii care înregistrează restanțe și doresc să beneficieze de această hotărâre de Consiliul Local să se prezinte la sediul Direcției Publice de Venituri sau la cele două centre pentru a completa o cerere în acest sens și pentru a achita restanțele, urmând a primi decizia de anulare a acestor accesorii. Hotărârea a fost adoptată în ședința de Consiliul Local pe data de 1 octombrie.